Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, le liniștește pe mamele nemulțumite din cauza indemnizațiilor. Asta după ce mămicile au ieșit duminică în stradă pentru a participa la un protest intitulat sugestiv Ne furați viitorul. Protestul a avut loc în contextul în care guvernul a dat o ordonanță de modificare a prevederilor legislației fiscale, care a avut printre efecte și scăderea semnificativă a indemnizațiilor persoanelor aflate în concediu medical sau de creșterea copilului. Lia Olguța Vasilescu susține că indemnizații au o legătură directă cu creșterile salariale și că, de fapt, mamele vor obține beneficii de pe urma acestor modificări legislative. Indemnizațiile pentru mame, în afară de cea minimă care a fost crescută anul trecut cu o sumă destul de mică, e adevărat, restul se calculează în procentaj din salariul mamei atunci când a fost angajată. Deci, automat cresc salariile, trebuie să crească și indemnizațiile. Noi am crescut și procentul pentru stimulentul de reinserție. Anul trecut l-am adus la 650 de lei, deci pentru mamele care vor să se întoarcă la serviciu, beneficiază de acești bani în plus la salariu. Organizatorii protestului de duminică spun însă că, potrivit ordonanței, pentru calculul CAS se elimină plafonul de 35%, iar contribuțiile se calculează cu 25% din indemnizația de concediu efectiv primită de fiecare mamă. Aceștia au făcut și un calcul potrivit căruia, la o indemnizație de 3.400 de lei, în luna ianuarie, o mămică a primit 3.036 de lei, iar acum, în luna februarie, a primit 2.550 de lei. Mai exact, statul i-a reținut 486 de lei. Afirmațiile ministrului Muncii sunt contrazise și de premierul Viorica Dăncilă. Șefa guvernului a declarat că în următoarea ședință de guvern va fi adoptată o nouă ordonanță menită să corecteze defecțiunile din legea salarizării privind indemnizațiile pentru mame și concediile medicale.